Bine v-am regăsit la Lumea Nevăzută, vă mulțumesc că și astăzi sunteți alături de noi. Toamna aceasta se anunță una dinamică, având în vedere aspectele planetelor. Mercur, Marte, Uranus sunt în retrogradare și vor veni cu provocări foarte mari pentru multe zodii. Ce ne așteaptă în următoarele trei luni, ne spune invitata mea de astăzi, astrologul Minerva. Bună ziua, bine ați revenit la noi! Bine v-am găsit sau regăsit, pentru că noi nu ne-am mai văzut de câteva luni. Bine ai spus că vom avea o toamnă foarte dinamică. Uranus a intrat în retrogradare pe 15 și vreau să spun că spuneam acum o săptămână când am făcut previziunile, băi frate, fiți atenți, a intrat Mercur în retrogradare. Dacă nu m-au auzit noi de o formă de COVID mai gravă decât este, să vedeți. Ce am aflat acum 3 zile, ducându-mă în redacție, primul lucru care mi-a sărit în ochi, că o tulpină de 10 ori mai puternică ar exista în Malaezia. M-am speriat un pic pentru că Uranus aduce lucruri neștiute, aduce lucruri deodată în viața noastră, pe negândite, și atunci zic, ce ne facem că din 9 septembrie va intra și Marte în retrogradare, pe 14 octombrie va intra și Mercur, va fi un melanj exploziv, ca să spun așa. Plus, se întâmplă un lucru foarte interesant, pentru că Marte va retrograda pe 9 septembrie, după 28 de ani, în semnul natal. Scorpionului. Nu, în Scorpion retrogradează Mercur. În Marte retrogradează în berbec, în domiciliu, cum se spune. Domiciliu în care el nu se întoarce decât o dată la 28-29 de ani. Și se simte bine acolo? Păi îți dai seama când ești acasă, că faci tot ce te taie capul. Mai mult, Marte este deosebit de agresiv, trebuie să fim foarte atenți atunci când vorbim despre Marte, pentru că s-a întâmplat un lucru foarte interesant anul acesta. De regulă, Marte și Venus retrogradau alternativ. De vreo 3 ani se întâmplă altfel. Ei retrogradează împreună. Ultima oară când a retrogradat, când au fost din nou retrograde, anul în care au fost retrograde în 2018, primul care a retrogradat a fost Marte, al doilea a fost Venus. Ei, acum, prima a fost Venus, a ieșit din retrogradare pe 25 iunie și urmează să intre în retrogradare Marte. Este un decalaj, este un reglaj, dacă vreți, un mecanism cosmic care se reglează de la sine. Bine, au loc și mai multe fenomene, pentru că nimic nu stă. Nu e static în univers. Totul se mișcă. Trebuie să ne aliniem la centrul planetar, sunt în raport cu galaxia, toate planetele se mișcă într-un anumit fel. Revenind acum la Marte, care este retrograd, trebuie să vă spun că el retrogradează în medie 2 ani și 2 luni, 2 ani și 4 luni. De aici și faptul că el ajunge în domiciliu târziu, cam același ciclu pe care îl are și Saturn, când ajunge în... să-și încheie ciclu, deci un ciclu saturnian, dar conotațiile sunt total diferite. Deci toamna aceasta, una peste alta, va fi una foarte agitată. Da, toți în primul nativi. Rând, abordarea în această perioadă se va referi la conflicte, vari conflicte, la ostilitate, mânie, asertivitate, cât la suntem nivel de macro sau la și nivel micro. Macro, dar și micro, atenție. Pentru că Marte este totuși o planetă personală pe fiecare și logic că cei mai vizați sunt cei de pe axa Marte-Balanță. Sunt cele două semne care sunt vizate de retrogradarea lui Marte, plus semnele cu care sunt în cruce, deci semnele cardinale. O să vedem la fiecare zodie în parte da, cum acționează acest Marte retrograd. Nu o să vorbesc la fiecare zodie. Eu am făcut previziunile un pic altfel pentru toamnă. Nu neapărat raportându-mă la Marte, prefer să vorbesc despre Marte la modul general, pentru că există pericolul, sunt oameni care sunt îndrăgostiți de astrologie, dar interpretează în manieră proprie. Și n-aș vrea să mă trezesc în situația în care s-a trezit o colegă de-a noastră, chemată în instanță, pentru că a spus la berbec că vor câștiga la loto. Și s-a dus și n-a câștigat. Omul și a investit toți banii acolo, n-a câștigat și a luat o grămadă de bilete la loterie și n-a câștigat și a chemat-o în instanță și, doamnă, nu vă supărați. Ceea ce facem noi și ceea ce vedeți dumneavoastră la televizor, trebuie să știți că sunt niște generalități. Repere generale. Deci sunt niște repere pe care noi ar trebui să le urmărim. Și cum ne raportăm la aceste planete în mers Marte retrograd ne oferă o șansă de a ne replia și de a încerca să luăm în piept provocările
de o altă manieră decât am făcut-o până acum. Odată, ne dă energia aia ca să mergem mai departe și să facem ceea ce ne place. Mai mult ne dă ocazia să, să experimentăm, dar să și integrăm această energie, exact ca și energia mercuriană. Și pe aceea trebuie să o integrăm, să o asimilăm organic, ca să putem să beneficiem de ceea ce ne oferă deci aceste vine și planete. Deci cu aspecte pozitive. Da, bineînțeles. De exemplu, eu le am în aspecte pozitive. Toată perioada retrogradării, singura problemă la mine este Uranus, care este împătrat cu Uranusul natal și care îmi creează chestii neașteptate, bulversante de multe ori. Și nu numai mie, este toată generația mea suntem în situația asta. Deci nu sunt doar eu. Deci toată generația 58, 59, 60 suntem în această situație de a ne... De a-l avea pe Marte împătrat cu Martele natal. De ce? Pentru că Marte, pe Uranus împătrat cu Uranusul natal. De ce? Pentru că Uranus acum este în Taur. El stă într-un semn 7 ani și generația în care a stat Uranus în Leu timp de 6-7 ani este cea mai afectată de acest pătrat al uranian, care nu se va desface decât anul viitor, undeva prin februarie-martie. Ce înseamnă deci, acest lucru? Poate să însemne conflicte, accidente, brusc și deodată ne spune cineva ceva, ne sare țandăra, lăsăm totul baltă și plecăm. Deci nu ne mai uităm în urmă, putem să părăsim locuri de muncă foarte bune, pentru că nu suntem capabili să le... Deci aici e funcție de starea fiecăruia. Deci poate avea repercursiuni și la job și în relații? Are repercursiuni la nivel profesional, la nivel relațional, la nivel social... Din nou, pentru că implicit leagă, nu să uităm că avem pe 27 septembrie avem alegerile locale, iar în decembrie vor fi parlamentarele, iar în decembrie vom avea o eclipsă, deci chiar de Crăciun, dar mai avem o eclipsă și în 14 noiembrie, deci sunt lucruri, încă n-am trăit decât 4 eclipse, mai avem încă 2. Încă 2, am mai vorbit noi. Am mai vorbit noi despre eclipse. Spuneați că acest Marte retrograd predispune la conflicte. Cum evităm această energie a conflictelor? Vom putea? Da, dacă avem răbdare. Dacă aici e o chestiune, dacă vreți, cu Marte retrograd este o bătălie a răbdării, este o lecție a răbdării. Dacă știm să trecem peste momentele lui peste momentele de impulsivitate, deci de a nu ceda primul impuls când ai de gând să faci ceva, ci să stai și să analizezi, Doamne, dar de ce fac eu treaba asta? Dar ce s-a întâmplat de am reacționat? Imediat lucrurile se calmează și înseamnă că se spune că am asimilat ceea ce este ceea am ce învățat se numește energie marțiană. Da, putem să spunem și așa. Oricum, va fi furii, ostilități, forță, amenințare. Dar deja se simt cumva. Afișarea puterii. Da, se simte pentru că a început ciclul retrogradării marțiene. Bașca peste el s-a suprapus retrogradarea lui Uranus. Deci, cele două, atenție mare, cele două energii, uraniană și marțiană, acționează extraordinar de cu o afinitate extrem de puternică una cu cealaltă. Deci sunt un adevărat cocktail Molotov, dacă vreți să o luăm așa, ca lumea să înțeleagă despre ce vorbesc. Și de aceea am spus, atenție mare, șoferii care știți că aveți o... Nu știu, că nu toată lumea știe ce componentă marțiană are în tema natală, dar în mod special vreau să-i avertizez pe șoferi, atenție foarte mare cum apăsați pe pedala de accelerație. Inclusiv uitați-vă faptele de indisciplină. Legea spune că trebuie în spațiile deschise să purtăm mască. Deci nu, toată lumea, pentru că nu crede, așa s-a împărțit societatea românească încât unii cred, unii nu cred. Sincer, nici eu n-am crezut la început și nici nu se vede în tema natală, dar am prieteni care au murit. Dar cum au murit? Au fost comorbidități. Deci erau bolnavi de altceva peste care s-a suprapus această gripă. E un virus gripal, dar este un virus gripal atipic, care suportă și de aia nici nu poate fi controlat și nu se găsește un vaccin, pentru că el se schimbă foarte repede formula lui. Deci el se adaptează, ca să spun așa. Cred că l-a va lua premiul Nobel, care va reuși să găsească un vaccin care să stabilizeze și în această acest toamnă virus. Energiile planetelor vis-a-vis de sănătate. Vis-a-vis de sănătate, exact cum spuneam, că vom afla cu Uranus, că vom afla despre
un nou tip de coronavirus, s-ar putea cu Marte retrograd să asistăm la conflicte de stradă și la noi. Deci nu numai, și în plus, uitați-vă cum acționează ciclul uranian, retrogradarea uraniană cu ciclul marțian, ce se întâmplă numai departe în Belarus, dar uitați-vă ce se întâmplă peste tot în lume, unde lumea este pe străzi. Deci toată lumea s-a săturat să stea închis în casă. Eu spuneam, nu știu dacă la voi, m-am uitat pe tema României, eu lucrez cu tema natală a României din 1918. Și surprinderea mea cea mai mare a fost când am văzut că cele trei, trioul răspunzător de ceea ce se întâmplă, vorbesc despre Saturn, Jupiter și Pluto, se află în casa a 12-a, din tema natală a României. Ce înseamnă casa a 12-a? Casa a 12-a înseamnă casa recluziunilor de orice fel, deci inclusiv pușcăria. Iată motivația pentru ce toți ne-am simțit ca într-o pușcărie și toți a trebuit să trecem prin această experiență de recluziune datorită acestei combinații. În plus, Jupiter s-a întors un pic acum în casa 11-a prietenilor, dar va reveni înapoi în tema. Deci nu ne ajută nici Jupiter foarte mult. Părerea mea este că lucrurile se vor detensiona la nivel ca lumea să nu mai simtă agresivitate, să nu se mai simtă atacată, dacă vreți, și obligată să se supună unor rigori. Abia undeva din decembrie, când Saturn și cu Jupiter vor trece în, pe 17 și pe 20 decembrie, vor trece în semnul vărsătorului. Deci abia în decembrie lucrurile se mai detensionează. Abia atunci lucrurile se vor mai liniști. Haideți să vorbim puțin despre septembrie, octombrie, noiembrie, așa ca și aspecte ce se va întâmpla. Marte, ce să vă spun? Cel mai dur moment, mi se pare, și nu vreau să sperii pe nimeni, dar cred că cel mai greu moment va fi octombrie, în care se va suprapune cu retrogradarea mercuriană. Mercur înseamnă comunicare și gândire, apropo de ultima lunație, de ultima lună nouă care a avut loc. Ea a avut loc în casa comunicării. Deci înseamnă că toată luna august și toată perioada până pleacă soarele din leu învărsător, oamenii trebuie să fie foarte atenți la felul cum gândesc și la felul cum comunică. Sunt două teme centrale. Leu, e bine, acestor două teme centrale li se adaugă un alt tip de comunicare, pentru că Mercur va retrograda în Scorpion, din Scorpion spre Balanță, deci retrogradând în Scorpion, va trebui să fim foarte atenți la toate informațiile care vin jur împrejurul nostru, la modul cum simțim noi lucrurile că se întâmplă, să fim foarte atenți ce spunem, pentru că una putem să simțim și alta putem să spunem, dar nu este important, este ce transmitem. Pentru că tu vrei să transmiți poate un lucru bun, dar o faci de o manieră care nu este tocmai, interlocutorul să spun, percepe altceva. Exact, nu este tocmai potrivită. Deci trebuie și să atunci, fim foarte atenți la comunicare. Cu Mercurul ăsta în Scorpion trebuie să fie mare atenție la negocieri, mare atenție la cei care își caută un loc de muncă. Mare atenție, este un Jupiter retrograd, cei care primesc funcții. Norocul nostru, știți care este, că pe 25 Jupiter va reveni în mers normal și se descarcă puțin din apăsarea pe care o aducea această retrogradare. De fapt, lecția jupiteriană ține, dacă vreți, de lucrurile pe care le-am avut și n-am știut să le prețuim. La fel se întâmplă și din punct de vedere sentimental. Mulți și-au părăsit locurile de muncă sau au fost obligați, datorită situației prezente, să își caute un alt loc de muncă. Șomajul tehnic n-a mai ajuns. Iată că revenind Jupiter în mers normal, este ca un duș cu apă rece. Măi frate, dar de ce am plecat? Dar ce s-a întâmplat? Trebuie să ne căutăm un loc de muncă bun. Este, de fapt, toamna asta va fi o toamnă
în care majoritatea dintre noi își vor căuta un loc de un nou loc de muncă. Și încă un lucru foarte important pe care l-a adus mai este și Pluto retrograd, deci este un conglomerat de retrogradări care au provocat niște mutații, niște mutații despre care eu vorbesc de 10 ani și pentru care am fost făcută nebună. Ca și ce știu eu ce spun astea? Uite că astea le demonstrează, în primul rând, că puterea lor se resimte la nivel, și la nivel individual și la nivel de colectivitate. Ei bine, toate astea împreună lucrează la o altă dinamică, la o reconfigurare, dacă vreți, din punct de vedere geostrategic, pentru că se schimbă polii de influență. Are loc, suntem în 2020, gândiți-vă că toată această perioadă se întinde până prin 2024, până prin vară. Deci abia în 2024, în vară, s-ar putea să vedem cum se așează lucrurile. Sau mutațiile sociale deja se simt din ce în ce adică mai avem 4 mai ani de tensiuni. Da, dar nu la modul ăsta. O să vedeți anul când o să discutăm despre previziunile pe anul viitor. O să vă explic ce se întâmplă și acolo. Pentru că și nici anul trecut nu m-am gândit nicio clipă când am spus nu știu, se întâmplă ceva undeva sus, dar toate repercusiunile le suportăm noi, oamenii de rând. Iată că a fost vorba despre acest virus. Un virus în care eu n-am crezut nicio clipă. Și sinceră să fiu, nu cred, îl consider un virus gripal, dar am prieteni care au murit în urma infectării cu, bineînțeles, cu comorbidități și am zis, mai stop, purtăm mască, chiar mi-e și frică, deci la mine în mașină sunt topul de măști, deci nu mai umblu fără mască, pentru că e și o vârstă și salte. Deci revenind la impactul pe care îl au aceste planete lente, că de fapt astea sunt cele care marchează generațiile. Uranus, Neptun, Pluto, stai să intre și Neptun în retrogradare. Nu sunt planete, sunt planete care nu le simți efectul așa cum le simți la Marte, Venus. La Mercur, la Venus. Nu. Efectele astea, cum se spune, sunt resimțite de o generație. Când a căzut Ceaușescu în 89, la noi se încheia un ciclu. Era Saturn tot în Capricorn, ca și acum. Toată lumea a vorbit despre o nouă revoluție. Da, dacă stăm să ne gândim, bine, este o nouă revoluție, pentru că s-a întâmplat ceva ce nimeni nu se aștepta. Lucrurile s-au produs într-o topică proprie, personală pentru unii, dar dinamică socială pentru toți dintre noi. Spuneam că s-au schimbat polii de interes, s-au schimbat foarte... Uitați-vă, ca Belarusul, eu mă aștept că de la o zi la alta Lukashenko să aibă soarta lui Ceaușescu. Da, să deci sperăm niște că nu. Evenimente majore deci, sunt la nivel exact mondial. Ele pompează, deci trebuie să se desfințeze niște relații care sunt anacronice. Pluto asta spune în Capricorn, frate, nu mai sunt bune, dă-le, scapă de ele, găsește altceva. Deci este și un moment de eliberare. Și iată că la primul nivel la care am simțit și simte societatea românească această schimbare este la nivel social, pentru că s-a schimbat percepția asupra fenomenului forță de muncă, relații de muncă. Cum? Prin digitalizare. Deci am trecut într-un alt, am sărit în fază vărsătoriană, am sărit într-o altă fază. Deci munca nu mai este foarte importantă prin prezența la birou zi de zi, ci munca este importantă prin lucrând din fața calculatorului de acasă, unde poți să mai ai grijă și de copii, poți să-ți vezi și de familie. Deci se schimbă impactul. Din păcate, acest impact însingurează. Însingurează și de aia se și spune că după ce va trece pandemia, omenirea nu va mai fi cum a fost. Clar nu va mai fi. Deci este cert. Faptul că te obligă la singurătate, ce înseamnă singurătatea? Te obligă la introversiune, te obligă să cobori în lumea ta interioară și să cauți să vezi ce a fost bine, ce am greșit, unde am greșit noi ca persoană, dacă vreți, și ca vector social, de exemplu, în tot ceea ce s-a întâmplat. De ce acesta și-a schimbat direcția? Nu și-a schimbat, atenție, nu și-a schimbat deloc direcția. El merge tot ascendent, doar că s-a dus pe un alt palier, pe un palier pe care trebuie să ajungem toți.
asta înseamnă și, și gândiți-vă că vine din urmă memoria artificială. Gândiți-vă că vine un alt tip de energie să suplinească ceea ce a făcut omul. Problema este, bun, ce facem cu forța de muncă? În ce o vom reconverti? O să continuăm această discuție despre această energie după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături.